Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru ultima parte a anului 2020, mai exact 16-31 decembrie. Această etalare este pentru zodia fecioară, ascendent lună în zodia fecioară. Foarte multă dragoste vă așteaptă în perioada aceasta. Declarații, sinceritate, fidelitate, întâlniri. Dacă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă doriți și vă face plăcere să îmi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Vom vedea care este tema principală, ce va crește în intensitate, ce provocări vă așteaptă în dragoste. Să știți că am schimbat un pic ordinea, neapărat ordinea, nu să mai vorbim despre lecțiile de viață, ci vă voi spune ce surprize vă așteaptă în dragoste până la sfârșitul anului. Aici au căzut mult prea multe, mai am nevoie de o singură carte pentru persoanele singure. Bun. Și haideți să vedem care este tema principală. Avem Marea Preoteasă, secrete care vor ieși la iveală, relații ascunse, sentimente ascunse. Poate fi un semn de pământ, aur, fecioară, capricorn, poate fi un semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar aici tind să cred că vorbim și de o relație de trio și una dintre aceste relații este ascunsă, cu sentimente foarte intense, puternice. Văd o relație de lungă durată, în schimb cealaltă, nu știu, parcă este o persoană aici care nu-și exprimă sentimentele, nu arată ce simte, este mai rece, mai distantă și vă lasă impresia că este o persoană care își urmărește interesul și atâta tot. Nu știți exact ce simte. Aici pot apărea sau ieși la iveală foarte multe lucruri. Caracterul omului se va vedea foarte bine în perioada aceasta. Veți vedea cine își dorește cu adevărat ceva stabil și de lungă durată și cine nu. Haideți să vedem provocările în dragoste, comunicarea la distanță, secretele acestea, să știți că se repetă. Reapar persoane din trecut cu care poate unii dintre dumneavoastră veți comunica pe ascuns sau persoana iubită va comunica cu cineva pe ascuns. Dar aici vorbim de emoții foarte intense, nu neapărat de secrete, nu neapărat de... Vorbim de laturile ascunse, ce aveți adânc în interiorul sufletului dumneavoastră sau persoana iubită ce ține acolo ascuns, adânc în sufletul lui sau în sufletul ei. Lucruri nespuse, sentimente nespuse, dar vorbim și de relațiile acestea interumane. O conexiune foarte puternică, dar și persoane duale, persoane care au sau care schimbă starea de la o zi la alta. Dar vă este foarte dor de cineva. Cred că veți prinde curaj să vă interesați de o persoană din trecutul dumneavoastră despre care ați vrea să știți ce mai face. Sau aici aveți sentimente pentru o persoană care nu mai este cu dumneavoastră acum, vă este dor și veți căuta informații, să vedeți ce mai face, pe unde mai umblă, cu cine este, dacă nu este cu cineva. O să vă intereseze foarte mult. Dar bazați-vă foarte mult pe intuiție în perioada aceasta până la sfârșitul anului. Lăsați-vă conduși de minte și de inimă, pentru că veți avea reușite pe planul sentimental. Veți petrece revelionul cu o persoană pe care o iubiți foarte mult sau o persoană de care v-a fost foarte dor. Bun. Haideți să vedem ce surprize vă așteaptă până la sfârșitul intervalului. Veți rezolva foarte multe probleme amoroase. Chiar dacă cineva va încerca să vă atace, să vă mintă, să vă ascundă lucruri, dumneavoastră veți face astfel încât să dezvăluiți tot. Poate de aceea mi-apare totuși și secretul, că vor ieși lucruri la iveală, adevăruri ascunse, minciuni, trădări. Pentru că una dintre surprize este aceea că veți desluși un mister sau veți avea o reușită totuși, dar parcă descoperiți pe cineva care minte, care vă ascunde ceva, care încearcă să vă manipuleze. Văd că
Nu vă veți mai lăsa intimidați de absolut nimeni și de absolut nimic. Dacă o anumită persoană încearcă să se joace cu sentimentele dumneavoastră sau încearcă să vă manipuleze, exact cum am spus, sau să vă mintă sau să vă ascundă, dumneavoastră veți afla absolut tot. Și lucrul ăsta o să vă aducă bucurie, pentru că veți fi cu un pas înainte acelei persoane și nu o să se mai poate juca cu sentimentele dumneavoastră. O altă surpriză, văd foarte multă hotărâre, foarte multă determinare. Ieșiți învingători într-o anumită situație. Puteți avea de-a face și cu semne de foc, berbec, leu, săgetător, cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar și cu semnul zodiacal rac. Aici se va face, sau se face un echilibru în viața dumneavoastră amoroasă, dar apare o tentație. Ori vă veți lăsa conduși de val unii dintre dumneavoastră și veți trăi o mare pasiune la o intensitate foarte, foarte profundă, pentru că văd drumuri și aici, la un moment dat, multe tentații, tentații care vă încântă. Poate este o persoană care vă încurajează, care vă susține și veți începe să o priviți cu alți ochi. Nu v-ați fi gândit niciodată că ați putea vedea acea persoană diferit, dar se schimbă ceva în perioada aceasta. Pentru că văd foarte multe tentații și semnul zodiacal Capricorn, tendința aceasta de a trăi dragostea, v-am spus, la un alt nivel, dacă apar și multe aventuri. Haideți să vedem ce va crește în intensitate și avem un 5 de bâte. O agitație. Și un pic de instabilitate. Cu energia nu veți sta foarte, foarte bine, dar nici pe... Vă veți simți atacați, vedeți, reapare faetonul, dorința aceasta dumneavoastră de a merge pe o cale nouă, de a fi hotărâți, de a fi determinați, de a nu mai accepta nimic ce nu vă convine, de a lăsa în urmă tot ce vă provoacă suferință. Dacă cineva v-a trădat, văd că nu sunteți dispuși să iertați acea persoană. Pentru că aici apare și rivalitatea în dragoste, faptul că cineva încearcă să câștige inima persoanei pe care dumneavoastră o iubiți. Nu e neapărat să fie o legătură, adică dumneavoastră să iubiți pe cineva, dar persoana respectivă sau altcineva să abordeze persoana respectivă și aici dumneavoastră să vă simțiți așa un pic atacați și să încercați să vă reluați locul în inima acelei persoane. Dar văd și multe drumuri, parcă ori vin persoane de la drum, ori e dorința aceasta dumneavoastră de a face o schimbare în viața amoroasă, de a face lucrurile să funcționeze, să scăpați de instabilitatea aceasta care predomină și chiar va crește în intensitate. Dar apare și agitația aceasta de, cum să vă spun, multă dispută, provocări, încercări fel de fel, cărora trebuie să le faceți față. Pentru că aici sunt și persoane care se vor împotrivi. Să fiți cu cineva sau sunt persoane răuvoitoare care vor încerca să vă influențeze să nu fiți cu o anumită persoană pe care dumneavoastră o iubiți și veți simți, adică veți vedea adevărata fața acelor persoane și le veți da la o parte. E ca și cum îi certați să vă lase în pace. Acum, din punct de vedere intim, avem un 5 de cupe. E o distanțare, cam... Predomină instabilitatea aceasta, dar veți depăși orice problemă. Dacă nu ați avut parte de foarte multă sau de prea multă intimitate în ultimul timp, dacă nu ați avut parte de un gest frumos, de o vorbă frumoasă, de o cină în doi, să știți că lucrurile se vor schimba. Ori dumneavoastră veți lua această inițiativă și veți face niște lucruri minunate pentru partener, parteneră sau împreună, ori partenerul, partenera dumneavoastră o să vă surprindă cu niște gesturi, cu niște lucruri foarte frumoase, vă declară dragoste pentru că văd foarte multă dragoste, foarte multă împlinire, romantism și activitate intimă. Depășiți greutățile. Iar pentru aceia singuri dintre dumneavoastră, văd o neliniște oarecum, o pauză. Poate ați avut și o relație mai lungă și... ați vrea să s-a terminat și ați vrea să schimbați lucrurile acestea. Aveți nevoie și de o pauză de gândire. Ori nu vă simțiți foarte pregătiți să începeți o relație, ori sunt persoane din familia dumneavoastră care tot intervin în viața dumneavoastră și aveți de gând să le puneți la punct cumva. Indiferent de ce membru al familiei este, se bagă foarte mult în viața dumneavoastră, parcă nu-i convine niciodată ce faceți dumneavoastră, cu cine umblați dumneavoastră.
Și aici veți lua inițiativă, dar puteți lua legătura cu o persoană cu care ați avut o relație acum câțiva ani. Mai există agitație sau unii dintre dumneavoastră veți începe o relație brusc și chiar să vă îndrăgostiți, dar apare și un turn aici, niște situații neplăcute din viața dumneavoastră vor lua sfârșit. Aici vor veni evenimente din destin care cred că o să vă schimbe puțin direcția. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă doresc sărbători fericite, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!